Timp de șapte zile, polițiștii rutieri din Namț au desfășurat acțiuni de verificare a autovehiculelor pentru transportul de marfă și persoane. Astfel, pe parcursul unei săptămâni au fost verificate 382 de vehicule, dintre care 131 erau destinate transportului public de persoane, iar 251 erau destinate transportului de marfă. În urma controlelor, polițiștii au identificat numeroase nereguli, printre care neutilizarea centurii de siguranță, defecțiuni tehnice, nerespectarea regimului legal de viteză și lipsa unor documente ale vehiculelor

Au fost verificate 131 de autovehicule destinate transportului public de persoane, fiind aplicate 32 de sancțiuni, dintre care 11 pentru neutilizarea centurii de siguranță, 7 pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 5 pentru nerespectarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 2 pentru lipsa unor documente ale vehiculului și alte 7 abateri pentru încălcarea altor norme legislative. De asemenea, polițiștii au verificat 251 autovehicule de transport marfă, iar dar pentru neregulile constatate au fost aplicate un număr de 138 de sancțiuni. 48 dintre acestea au fost aplicate pentru neutilizarea centurii de siguranță, 8 pentru defecțiuni tehnice, o sancțiune pentru lipsa unor documente ale conducătorilor auto, 3 pentru lipsa unor documente ale vehiculului, iar restul pentru alte abateri de la normele legale privind circulația pe drumurile publice. Periodic polițiștii nemțeni desfășoară acțiuni pentru combaterea neregulilor la regimul rutier, dar și pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.